Cine ne primește? Locata. Locata. Vine acum domnul Raico. Vine domnul Raico. În 2014, primăria Brăila a semnat contractul de finanțare pentru proiectul renovarea imobilului situat pe strada Ancorei numărul 12 pentru asigurarea unor locuințe sociale de calitate cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est Brăila. Sunt foarte mulțumită. Sunt condiții, s-au făcut ceva frumos. Am vreo 30 de ani am locuit și n-am putut deloc să-mi treacă. Tot aici am făcut actele și am plâns mult că aici m-am învățat. Lucrările au fost finalizate, iar persoanele aflate în situații financiare precare s-au mutat în apartamentele nou renovate. Valoarea totală a proiectului, conform contractului de finanțare, depășea 3 milioane de lei. La finalul lucrărilor a fost generată o economie de aproape 50%. Cât a costat? 1.661.000 de lei. S-a făcut economia la proiect de 1.613.000, cam jumătate. Am încercat într-o corelare și cu celălalt proiect, care sperăm să-l finalizăm cât de curând, să dăm în zona aceasta o altă imagine. După cum ați văzut, pe niște lucruri private mai avem de muncit, astfel încât în spațiul acesta, dincolo de a oferi oamenilor niște condiții cu totul și totul altele decât cele care erau în acest spațiu, să oferim și o imagine pentru Brăila. Obiectivul proiectului a constat în creșterea dezvoltării sociale, într-un mod durabil, potrivit nevoilor și resurselor locale specifice. Ca urmare a lucrărilor de renovare și recompartimentare a imobilului, au fost realizate 13 apartamente cu o cameră și un apartament cu două camere, dotate cu băi și bucătării proprii.